Salutare, guys! Un lucru am de zis. Bine, înainte vă spun că sunt alături de mine cu frumoasa Liza, cu un aer exotic. Ați văzut unde a zis că sunt frumoasa, frumoasa Liza, știți voi ce zic, și frumosul Valentin, bă, cum altfel. Mai! O explozie de frumos. Ăsta e bagajul nostru, Andreea, ce facem? Avem check-in-ul, știu că avem check-in-ul curând, nu? Valie e el patron. La fără un sfert și mă luați cu voi, că eu nu... M-am lipit aici de bagaj. Ia, stai să vedem dacă hai. Am că e perfect, sunt cât acest bagaj. Cum a fost? Deci Mexico, Costa Rica și Panama. Da. Jesus Christ. O lună am stat alături de Vali și de încă vreo 50 de oameni. Da, nu la un serii, loc da, așa. Da, 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 hai să începem cu vibe-ul, care a fost vibe-ul. Păi pe Mexic s-a mers pe distracție, multă tequila. Așa. Da, unde s-a născut tequila acolo? Și după aceea am continuat cu Rom în Costa Rica și Panama. Ce e tare la excursiile pe care le face Hidventure este că are un fir cronologic fiecare excursie, adică ajungi în Mexic, încep cu distracție, poate și lux, adică vezi stațiunea, vezi luxul din stațiune și apoi încet, încet, cum te apropii de final, peisajul începe să sălbăticească, nu? Da. Și începi să te bucuri de natură, să descoperi lucrurile din jurul tău și asta mi se pare foarte tare pentru că excursia Hidventure în sine are un amalgam așa de emoții, de... Și prin toate zile și da, e filme, ceva diferit, da, film, e alt film. Fiecare zi alt film la propriu. Asta mai e tare la excursiile Hidventure că sunt verificate înainte de Vali. Adică Vali. Eu am fost undeva la în aproximativ 80 țări. Bucuria mea era să văd locuri noi, sălbatice, culturi noi, în mai sate, puțin cunoscute, da. Exact. Și la un moment dat, de fiecare dată când mă întorceam, toți prietenii, toată lumea se bucura, wow, ce locuri, ce astea. Și am dezvoltat și bucuria mea acum este să reușesc să duc acei oameni, să-i duc în locurile în care merg eu, să mă duc cu ei acolo. Noi am fost în Mexic, în niște locuri și pe niște plaje pe care, în mod normal, nu le-ai fi găsit. Adică, nu, ți-am zis, nu sunt la prima căutare pe Google. Lumea merge în Cancun. Am fost noi în Cancun, dar de acolo am plecat într-un sat care e probabil satul meu preferat din lumea asta, Tulum, în care este un vibe unic de hipioți, de mega exotic, în care, efectiv, doar oamenii care știu de locul ăsta în mod precis ajung acolo. Lumea merge în Cancun, stă în Cancun la un resort, wow, ce frumos, e exotic, dar la oră de Cancun e efectiv raiul și lumea nu știe. Sunt foarte curioasă, cum a fost pe acea insuliță fără pustie? Da, mamă, e visul. Insulița care este cât parcarea de aici, de la Digi, da. Nu exagerez și chiar e pustie. Vorbeam mai devreme cu Vali și cu colegele noastre și spuneam, băi, când zic insuliță pustie, aș vrea să mă creadă toată lumea că e chiar pustie. Chiar adică cam Laguna Albastră, nu? Adică... Și noi am stat cazați acolo, adică am avut o cazare fără podea, fără un pat acolo, așa, aruncat. Nici a fost să trăiești fără... electricitate. M-a schimbat destul de mult experiența asta, adică din toate excursiile astea și toate obiectivele turistice pe care le-am văzut în excursiile Hidventure, cea care mi-a plăcut cel mai mult este San Blas. Câte persoane pot veni într-o excursie? Depinde de excursie. În Mexic momentan ajung cam 30 de persoane, am fost acum 33. În Asia, acum unde vom pleca, sunt 15-20. Încerc noi prin Hidventure, eu și colegul meu Alex Mircea, încercăm să ținem cât mai mic grupul pentru a pune accentul pe experiența personală. Dau cu love în fiecare vineri de la ora 20 și în reluare duminica de la 10. Liza's Vlog, Adventure Edition.